Bună seara, fetele dragi, fetele noastre, bine ați venit la Vise Împlinite cu Vio și Clau. Bună seara. Da. Ce fac eu? Foarte bine, uite, m-am gândit ca și semn de mulțumire pentru toate mesajele de vinerea trecută să deschidem această ediție cu un omagiu, nu știu dacă sună bine, pentru Florica Maxim, care este alături de noi mereu, mereu, mereu și ne urmărește, e cu ochii pe noi tot timpul, ne distribuie toate postările. Mulțumim din suflet, Florica Maxim, și pentru aceste poze minunate pe care mi le-ai trimis dimineață și care mi-au făcut ziua mai frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Are o grădină foarte frumoasă, inclusiv o cascadă. Și o să ne trimită filmări și cu cascada. Este o locație. Da, da. Am văzut mici fragmente, dar n-am reușit să le inserez în acest video. Dar sper că a fost ok și așa. Este primăvară, este perioada cea mai... așa. O secundă. Este perioada cea mai frumoasă, cea mai parfumată, cu cele mai multe flori și ne-am gândit că de ce nu ediția asta o să fie presărate cu foarte, foarte multe flori. Foarte multe flori. Bună tuturor fetelor! Sunt bună seara. Sunt foarte multe mesaje și nu reușim să le citim, dar le afișăm pe toate pe ecran și să știți că le citim și suntem cu sufletul alături de voi. Este astăzi o zi specială, este o zi foarte frumoasă. Din câte știți, fetelor, astăzi este sărbătoare la ortodoxi, este Sfântul Gheorghe și ne-am gândit că să începem această ediție prin a vă ura un la mulți ani pentru toate fetele, pentru toate fetele care poartă numele de Georgiana, Georgeta, Gina. Avem foarte, foarte multe, foarte multe în grupul nostru. Vă dorim foarte multă sănătate, în primul rând, răbdare, putere de muncă, creativitate, inspirație, multe, multe fire, neapărat, și la cât mai multe proiecte reușite. La mulți ani, fetele! Doamne ajută! Doamne ajută! Fii o recunoscut pozele, Clau? Am recunoscut pozele, cum să nu? Așa, le-am trimis săptămâna trecută din orașul meu, orașul Oltenița. Da, da. Putem numi chiar și orașul lalelelor. Este extraordinar de frumos în această perioadă. Și când ajungi pe acolo? Imediat, acum vreau să distribui, că nu știu ce s-a întâmplat, nu apare la mine pe pagină. O secundă.
Mâine o să plec, mâine o să plec și s-ar putea să intrăm și așa în direct ca să vă arăt, să vă arăt dintre frumusețile locului, pentru că este un oraș foarte frumos și foarte liniștit și ți-am zis, ar putea fi numit orașul lalelelor. Vă mulțumesc. Oltenița este Olanda de România, da? Exact, Olanda. Și înainte să pui video, ți-am zis, în momentul în care am zis, hai noroc să servești, că altfel este că ține ghinion. Eu apucasem să servesc, da. Am apăsat eu prea repede pe buton. Da. Bună seara tuturor. Bună seara, fete dragi. Intrăm în pâine vio. Și intrăm și în pâine și în toate. Vreau să vă arăt și să vă anunț că a apărut deja tutorialul La bluzița primavera. Ia uitați-o pe Cerasela, cât este de frumoasă. Am asortat-o cu fustiță. Este extraordinară și este foarte mulțumită. Are colier cu floricele. Să vină primăvara mai repede. Și vreau să precizez, să fac câteva precizări. Pentru această bluziță am folosit Diva Silk Effect de la Alize, croșetă de 2,5 mm. Pentru mărimea mea, pentru mărimea M, au intrat 350 de grame, adică 3 bobine și jumătate. Modelul folosit este numărul 39 din seria 100 de modele de croșeta și am făcut și un mic colaj video, astfel încât să o puteți admira. Și o să-i dăm drumul chiar acum. Hai, 3, 2... Foarte frumoasă, foarte frumoasă și să știi, Claudia, că astăzi am văzut pe Facebook postat pe un grup, una dintre fete deja a terminat bluzița. Raluca Puslaru, da? Da, am văzut, da. Am chiar aici o bluziță extraordinar de frumoasă, te felicit, Raluca. Și Adina Dedu, mai are puțin și o termină și alte fete mi-au trimis că lucrează la această bluziță. Este într-adevăr o bluziță frumoasă și îmi place foarte mult, Raluca, și cum ai făcut pozele. Deci nu am vorbit degeaba, jos pălăria. Eu știu că și tu ai ceva la proiecte, nu? Ce vrei să ne arăți? Da, am și eu ceva la proiecte, dar înainte de asta vreau să vă spun că astăzi am primit prima poză, dar nu vă arăt încă, cu un proiect lucrat cu schemele din una din cutiile noastre care au fost lansate deja, martie și aprilie. O să vi le arătăm în următoarele ediții, pentru că nu vreau să vă stricăm așa puțin surpriza. Iar săptămâna viitoare o să fie și unboxing-ul, pentru că abia astăzi cred că a ajuns ultima cutie la destinatar, dacă nu mă înșel. Și atunci săptămâna viitoare o să facem unboxing-ul la cutii și o să vă arăt ce a conținut pe luna aprilie. În schimb, eu vreau să felicit, pentru că astăzi, deja cred că o să facem o tradiție, avem niște fete care au luat nota 10. Au fost scoase la tablă și proiectele lor și munca lor nu poate fi
lăsată și trecută așa cu vederea. Vreau să o felicit foarte, foarte mult pe Gina Stoian, care ne-a trimis poze cu lucrări făcute după tutorialele mele și ale Claudiei. Și îți mulțumesc din suflet, Gina, pentru că mă urmărești și pentru că folosești tutorialele noastre pentru a crea lucruri minunate. Și o să postez, așa numai să meargă mouse-ul, câteva. Acesta este paltonul cu glugă pe care eu l-am postat în decembrie pe YouTube. Am avut un palton lucrat în vlog măsuri și Gina l-a reprodus și era foarte încântată că mi-a scris că este foarte încântată de rezultat. Da. Aici ce să fie, ce să fie, ce să fie, ce să fie. O floricică printre flori. Este Gina îmbrăcată cu vestuța croșetată cu torsade, Gini. Da, cu iarăși o frumusețe. Ea a făcut, a primit una cadou din partea ta și și-a făcut și ea una, că nu, deja nu s-a lucra, deja lucra, da, la acea vestuță, ea nu știa că dacă o primească. Da, nu știam. Aici e iarăși un pulovăraș super drăguț și din toate pozele pe care le-am primit, Gina, recunosc că ăsta a fost preferatul meu. Nu știu de ce mi-a picat așa sufletul pe el. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Aici avem o bluziță cu nasturi. Deci Gina a pus în aplicare toate tehnicile de raglan. Gina, astăzi ai nota 10 cu luceafăr. Da, și treci în următoarea clasă. Trecem de la școală la liceu acum. Uite, da. și asta îmi place foarte mult. Da, foarte este bluza fantezie lucrată cu cotton gold batic și cu diva stretch în talie. A fost după tutorialul meu rochiță fantezie pe care am lucrat-o noi împreună, doar că Gina a folosit alte fire. Și aici am încărcat o poziție de două ori. Ia uitați-vă, altă vestuță, Gini, alta, da, alta, ce începuse ea să facă. Da. Gina, încă o dată felicitări, ești super, ai foarte multă răbdare și ești foarte sărguincioasă. Și vezi că dacă muncești și dacă perseverezi, ajungi la un nivel destul de mare și îmi place foarte mult că fetele au început să aplice toate sfaturile tale legate de ședințele foto. Și uite cum arată. Dacă punea hainele astea, dacă punea pe un numeraș, nu arătau așa. Deci eu de puloverul acesta m-am îndrăgostit efectiv și poza este genială, este poză de produs din punctul meu de vedere aproape perfectă, aproape perfectă. Da, este frumos acolo în livada ei cu caiș, foarte frumos. Da. 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 Și nu mai avem o fată care a ieșit la tablă azi. Da. Care s-a cine urmează? Este vorba de Rusu Daniela, care a lucrat niște rochițe superbe, superbe și îmi place și cum a așezat pozele și se vede foarte clar, se vede foarte clar că și-a aranjat ambientul, ca să zic așa, da, și fundalul foarte frumos, astfel încât într-adevăr este altceva. Este altceva. Ia uitați-vă și aici ce frumos pe manechin. Daniela probabil că a făcut și o investiție într-un manechin și a și îmbrăcat manechinul într-o cămașă. Foarte bun, foarte bine. 10 cu luceafăr, Daniela. Felicitări. Deci felicitări. Felicitări, bravo. Daniela. Da, este un manechin de croitorie care are mai multe măsuri. Ea mi-a spus într-un live că a costat undeva la 470 de lei manechinul, dar merită toată investiția, mai ales că Daniela lucrează și pe comandă și atunci este foarte ușor atunci când are de realizat, să zicem, o bluziță M sau L sau XL, are măsura potrivită. Da, da. Noi nu o să citim fetele toate comentariile pentru că sunt foarte, foarte multe. Ce o să Da, le afișăm pe ecran. Știi tu unde am rămas, nu, Clau? Da, mă uitam la comentariul Alinei. Bună seara, fetele, fetele cochetele. Vinerea semnez prezent la emisie în direct. Ale noastre două muze ne anunță multe surprize. Stai să vezi și ai să mă crezi, vizionare plăcută. Să ținem continuare. Uite, uite cum se apucă fetele să să facă rime, luându-ne exemplu, ceea ce e un lucru foarte bun. Și am văzut săptămâna asta pe multe dintre voi că v-ați făcut TikTok.
Foarte multe dintre voi, eu am văzut cel puțin 3-4 fete, chiar din astea care ne urmăresc pe noi, că și-au făcut TikTok și postează videoclipuri scurte în parcuri, cum croșetează sau cum plimbă o geantă sau cum poartă o bluziță. Felicitări, fetelor! Bravo! Așa și trebuie dacă vreți să vă aduc meseria asta nu doar cocoașă, ci și plăcere. Atunci, foarte bine că mergeți pe calea asta. Mă bucur foarte mult. Da. Valeria ne spune că ne urmărește din Bruxelles și suntem o încântare pentru ea. Vă mulțumim frumos! Apropo de proiecte, Vio, eu vreau să vă mai arăt un proiect terminat săptămâna aceasta, imediat să găsesc, așa. Și aș dori să pun prezentarea video, dacă îmi permiți și tu. Da? Normal, te rog. Haide să-i dăm drumul și să punem prezentarea video. Imediat o găsesc cu păturica lucrată în această săptămână. Felicitări, Clau, ți-a ieșit o superbitate de set. Cu așa set, wow. Da, acest set mi l-a comandat cineva și mi-a spus că dorește păturică. Iepurașul Isadora, însă la iepuraș am făcut niște modificări pentru că aveam nevoie de o anumită dimensiune. Ai văzut acea cutie frumoasă de la tine și trebuia să fie totul frumos așa aranjat. Și vreau să fac o precizare aici. La iepurașul Isadora, eu am făcut live și din parc și am arătat când lucram și îi mulțumesc foarte mult Laurei pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult ieri. Și vreau să suntem din ce în ce mai multe și multe fete noi. Pentru cine nu știe deja, noi avem kitul iepurașului Isadora. Aceasta este schema. Kitul, am zis eu greșit, kitul nu mai este disponibil, dar este disponibilă schema și separat firele. Am folosit cotton gold, umplutura antialergenică, ochișor cu prindere și ați văzut inclusiv panglica, aceea cu handmade. Pe toate le găsiți la Vion Magazin, Violete Happy Needles pe Facebook. Și vreau să arăt foarte repede, așa pe repede înainte schema. Avem 11 pagini de explicații, atât scrise cât și poze, astfel încât oricine poate realiza acest iepuraș, chiar și un începător. Pentru ca această schemă
vă conduce pas cu pas, astfel încât o să aveți cel mai frumos iepuraș. Aveți schema pentru Isadora, dar aveți schema și pentru salopetă, rochiță, gentuță, morcovel și botoșei. Deci 11 pagini scrise la această schemă și vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi trimiteți constant poze cu iepurașii voștri și mă bucură enorm. Cea mai mare satisfacție. Cea mai mare satisfacție o avem. Da, da. Mulțumim din suflet. Într-adevăr, Claudia face o treabă extraordinară și cât de mult contează prezentarea și cum le așezi și cum le aranjezi. Și vreau să te felicit, Claudia, pentru că am văzut modul tău de a aranja în foarte multe poze în ultimele două săptămâni pe Facebook. Ceea ce înseamnă că mesajele noastre ajung acolo unde trebuie și eu cred că noi putem să le batem pe rusoaice. Noi putem. Da? Putem, fetelor. Prin pentru perseverență, putem. Da. Important este să ținem sfat de regula de aur care spune pozele se fac la lumină naturală. Și dacă aveți și un logo personalizat și puneți și o floricică, fie că este artificială, fie că este naturală, obțineți un efect nemaipomenit. Văd că ești ocupată cu mesajele, citești. Da, băi, sunt foarte multe și încerc să le public pe cât se poate ca să le revăd și eu mâine mai liniștită. De ce primești apropo, foarte multe felicitări referitoare și la suflet. Da. Și apropo de această păturică, mai târziu o să avem la partea de teorie trucurile pe care eu le folosesc astfel încât păturica făcută cu acest pătrat al bunicii să iasă perfectă. Și pentru că toți suntem la păturici, vreau să fac, să vă arăt câteva fire potrivite pentru pături. Pentru că, Viu, ai văzut, am primit toată săptămâna foarte multe întrebări. Și au venit și pe adresa de mail de la Laura Pecuț o întrebare referitoare la ce fire se folosesc pentru pături, ca să știi. Deci îi răspundem chiar acum, atât chiar Laura, și celorlalte fete, pentru că ai văzut săptămâna asta a fost săptămâna păturilor. Exact. Și eu am pregătit 3 colaje și o să pun primul colaj, o să te rog să iei tu comentariul. Da. Pentru păturile subțiri, vă recomand și Vio, pentru că amândouă am lucrat cu aceste fire. Bella și Bella. Și Vio, spune-ne tu acum varianta de la cele două fire. Bella Batik și... Stai, adică la ce te referi? Stai, varianta, că nu m-am prins. Adică că este îmbunătățită, câte grame are? Da. Acum firele Bella vin în gramaj de 100 de grame, ceea ce este mult mai avantajos decât cele de 50 de grame, că nu trebuie să mai faceți noduri. Și în plus, aceste fire sunt mult mai catifelate, sunt mult mai moi. A început abia producția lor, au venit abia câteva culori deja fetelor pe care voi deja ați pus mâna pentru că le-ați și primit în colete, dar urmează și alte culori. O să vină toată vara, o să vină aceste fire, abia a început sezonul. Aici vreau să fac o precizare, pentru că am observat o chestie. Acum m-am trezit cu foarte multe fete care caută lână sau fire de iarnă, că nu le ajunge pentru un anumit proiect. Firele de iarnă nu se mai produc acum, se produc firele de vară. De aceea, recomandarea mea este iarna comandați fire de iarnă și vara comandați fire de vară. Pentru că nu le mai găsiți. Că acum, uite, am primit foarte multe mesaje săptămâna asta, nu mi-ajunge un ghem. Nu se mai găsește, credeți-mă, eu pentru foarte multe dintre voi am sunat la toți furnizorii din România și nu am mai găsit aceste culori, da? Deci încercați, v-a spus și Claudia, de fiecare dată, luați-vă un ghem în plus. Un ghem în plus pentru ca să nu rămâneți cu lucrul neterminat. Tensiunea cu care lucrăm este diferită. Și eu vă spun clar că în tutorialele mele eu vă dau gramaje, dar să știți că eu nu știu cum lucrez, dar eu tot timpul consum foarte puțin fir. Deci față de ce vă dau eu în tutoriale, luați un ghem mai mult. Eu nu știu cum tricotez, dar am constatat că majoritatea dintre voi folosesc mult mai mult, nu că mult mai mult, puțin mai mult fir. Avem altă tensiune de lucru din cauza asta. Și acum, da, v-am zis, când e vară, comandați-vă fire de vară pentru că aveți și o paletă mult mai largă de culori. Aveți și o varietate mult mai mare, da? Când e iarnă, comandați-vă fire de iarnă, ca să aveți acces la o gamă cât mai mare de culori și să nu luați așa ce-o fi,
ci să aveți de unde să alegeți. Eu v-am arătat în live-urile de pe Facebook de săptămâna asta ce mai am eu pe stoc din firele de iarnă pentru cele care au început proiecte și nu le-au terminat și mai au nevoie de un gem 2. Ați văzut, v-am arătat cam ce a rămas din loturile de iarnă, dar acum nu mai vine, gata, nu mai vine lana gold, nu mai vine. Tot ce conține lână, gata, stop. Acum începem cu bumbacurile. Așa că cum ați văzut bumbacul, cum l-ați haț și l-ați luat, pentru că la toamnă, gata, iar începem cu și e tot așa. Și uite, trece timpul foarte repede. Și vă treziți că se schimbă lotul, că se scoate un fir, că nu știu ce. Astăzi Gina mă întreba, mă, Vio, nu mai e Forever? Păi Gina am spus, am anunțat că Forever nu se mai produce. Da, și am mai fost fete, că nu am terminat proiectul. Păi și cu ce fir similar? Momentan nu a apărut încă nimic similar, o să vedem. Dar decât să rămâneți cu proiectele neterminate, luați-vă un gem în plus, pentru că vă poate salva un proiect de la eșec, ca să zic așa. Exact. Și da, ca să reluăm, deci pentru păturicile, da, subțiri, fire subțiri de primăvară-vară, fire care se lucrează, da, cu coseta de 2,5 mm sunt Bella Batik, Bella și Bella Ombre Batik. Și trecem acum la fire medii. Pentru pături de grosime medie, aceste fire sunt potrivite primăvara și toamna, se lucrează cu croșetă de 3,5 mm și avem Cotton Gold, Baby Best, Lana Gold Fine. Și ultima categorie, pentru păturile groase, fire groase de iarnă, care se lucrează cu croșetă de 5 sau de 6 mm în funcție de tensiunea voastră. Și avem Softy Plus Ombre Batik, Lana Gold Classic, Softy Baby și am uitat să includ aici, dar o să vă arăt. Abia după ce am făcut colajul am văzut, Alize Veluto, catifeaua noastră, care se tricotează foarte frumos și în același timp la fel se croșetează. Și da, și firele. Apropo de asta, era mai sus o întrebare de la Veluto, am sesizat-o. A întrebat o doamnă cât a consumat doamna Ștefania Ion, cred că s-a referit, care a lucrat o cuvertură din Veluto, da, de 2 metri pe 2 metri. Eu știu că doamna Ștefania ne-a comunicat că a consumat 33 de geme în total, pentru că firul are 68 de metri. Este un fir gros, este un fir pufos și dânsa a lucrat cu andrelele, da? Deci dânsa a făcut doar marginea croșetată, iar cu andrelele a lucrat cea mai mare parte din pătură. Da. Da. În altă ordine de idei, vreau să vă prezint și eu cuvertura pe care am terminat-o din Alize Softy Plus Ombre, pe care l-a arătat Claudia în ultima poză cu recomandări de fire. Și ia, uitați-vă ce a ieșit din 4 geme. Din 4 geme. Vreau să vă spun, fetelor, că eu am calculat o pătură de 2x2, numai că din cauza firului ea a ieșit mult mai mare. Deci ea a ieșit 2,20 pe 2,40. Da, adică se vede, este foarte mare. E vai, foarte mare. Pufoșenia pufoșenilor. Da, au intrat în total 4 geme. Da, de un gem, vă repet, are 500 de grame. Este un gem foarte, foarte mare. Momentan, ați văzut, eu v-am arătat în live-uri ce culoare mai venit. Eu am făcut comandă. Firul ăsta vine în general puțin. Dacă îl primesc, o să vă fac imediat live. Vă fac imediat live și vă arăt. Dar nu o să vă pară rău dacă îl încercați. Este super, super moale. Deci pisica îl adoră. Dacă îl adoră pisica, eu nu mai am comentarii. Dacă fiți a zis că totul este bine, înseamnă că este o, da, păturică, da, minunată. Exact, exact. Deci asta a fost proiectul terminat săptămâna asta și vreau să vă spun că s-a lucrat foarte repede și mai avut o întrebare, foarte multe fete m-au întrebat ce fel de andrele, cât de lungi să fie pentru pături din astea așa de mari. Mă repet, eu pentru pătura asta o să fac și un tutorial expres, dar probabil că o să fie după Paște, că acum deja suntem pe ultima 100 de metri cu pregătirile de Paște. Nu este nevoie să aveți andrele kilometrice, pentru că firele, ochiurile au proprietatea de a se strânge. Nu aveți nevoie să căutați andrele de 2 metri. Deci eu vă spun, eu am lucrat această cuvertură de 2 metri și ceva pe andrele de 80 de centimetri. Mie mi-a încăput. Nici numai când am lucrat-o cu andrele culese interschimbabilă și când am mutat pe andrele mai lungi, mai greu mergea.
Pentru că în momentul în care voi strângeți toate ochiurile grămadă, mult mai repede lucrați decât să le înșirați pe o lesă de 2 metri. Că am văzut foarte multe fete că își caută andrele lungi. Dar ce? Beliți pământul cu ele, ce faceți? Este foarte greu. Da, este foarte greu de lucrat cu andrele lungi, vă spun, din experiență. Este foarte greu și merge foarte greu și oricum o să vă mutați inevitabil pe andrele mai scurte. Da. Da. Aura ne scrie că cu o așa pătură nu s-ar mai da jos din pat pe nicio, să știi. Exact. Într-adevăr, foarte, foarte frumoasă și să vede acolo că ai muncit, dar ai avut și spor. Pentru că am avut, da. Este grosuț. Exact. Da. Firul e grosuț, andrele grosuțe, e, totul merge foarte repede, nu este nevoie să prea mult lucru. Claudia, uite, am o întrebare pe tine, te provoc. Da. Câte zile ți-a luat ție să faci pătura asta croșetată? De un metru și un metru, nu ai avut? Un metru și un metru, da, n-aș putea să zic în zile, pentru că eu am lucrat printre picături seara. Dar dacă am și în mare. Dacă mi-aș pune minte, adică să stau numai pe pătura asta, probabil aș face-o în două zile. Dar așa eu am făcut seara. Nu mi-am permis să lucrez non-stop la păturică pentru că aveam și alte proiecte. Dar da. Cred că și eu, dacă aș, să zic, concept de dimineață și mi-aduce cineva la pat mâncare, îmi angajez un majordom, o bucătăreasă, o menajeră, până seara dă-i o termin. Foarte, foarte frumos. Abia aștept. Și apropo de firele softi, fetelor, ați văzut că am adus culori și am mai terminat proiecte, am publicat și tutorialul pentru halate. Și foarte multe fete, o să vă mai pun poze, m-au întrebat de ce aceste halate. Fiți atente, e o diferență între baby softi, deci ăsta este baby softi care este mai subțire, și cel softi plus pe care l-am folosit eu la cuvertură, da? Foarte multe fete au luat și Softy Plus pentru halate, ceea ce nu este deloc greșit, pentru că este un halat mai gros și mai pufos. Eu v-am spus în tutorial, am făcut un tutorial foarte explicit și vreau să mai repet că voi puteți să folosiți acest tutorial, schimbați firul și lucrați cardigane. Lucrați cardigane din folosind același tutorial. Un tutorial mai explicit, cu croi, cu așa, eu nu am mai văzut pe YouTube pentru așa ceva. De aceea vă rog din suflet să lăsați și reclamele să meargă, măcar pentru munca mea depusă de 3 luni de zile. Eu 3 luni de zile am lucrat la aceste halate, ca să vă dau calculele în 20 de minute, da? Că de asta de multe ori mi-e ciudă că lucrez atât de mult și iese un video atât de scurt. Da. Dar ca să fiu concisă, clară, deci astea sunt. Sunt mai multe culori de softe acum pe stoc, astea ce a rămas poza mai veche, dar acum ați văzut că am adus mult mai multe culori. Firul este foarte spornic, îl puteți folosi atât pentru pături de bebeluș, pentru halate, pentru hăinuțe de copilaș. Am văzut foarte multe salopete, frumușele, drăguțele din acest fir, da? Așa că limita este cerul, voi puteți să faceți orice, dar atenție cum alegeți firele și cred că o să ne mai repetăm de mai multe ori, pentru că încă sunt foarte multe persoane care se alătură noi la canal, cele care sunt vechi deja știu despre fire, le mănâncă pe pâine, da, datorită videoclipurilor noastre, dar cele noi încă nu se descurcă. Și o spun doar în 3 secunde. Sunt fire de vară, fire de iarnă. Ce conține lână, automat e de iarnă. Restul, ce e cu bumbac și alte amestecuri gen viscoză, microfibră, e de vară, da? Așa că înainte să vă apucați să vă cumpărați fire, gândiți-vă ce proiect faceți pentru ce sezon, cu mânecă lungă, cu mânecă scurtă, că e fustă, că e jachetă, înhotărâți-vă prima dată la proiect și după aia comandați-vă firele ca să nimeriți și cantitatea suficientă și să nu rămâneți în pană de combustibil, ca să zic așa. Da. Pentru că este tare neplăcut. Da. Auzim și tot ai vorbit despre păturică. Să știți că eu v-am promis de foarte mult timp că o să vă arăt trucurile mele pentru a obține păturica perfectă. Și am pregătit la partea de teorie, am împărțit așa în două părți. Am două trucuri atunci când croșetez cu pătratul bunicii și vă invit să vizionați prima parte, nu plecați niciunde. Și apoi vorbim și punem și ceva. Am caietul. Am caietul. Ai caietul, așa, bun. Deci primul truc este și o să pun de-o.
Haideți să începem. Realizăm o buclă, o punem pe croșetă și lucrăm 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Introducem croșeta în primul ochi și facem un punct alunecat. Și astfel rezultă un mic cerculeț în interiorul căruia noi va trebui să croșetăm primul rând. Croșetăm 3 ochiuri de lanț, așa o să începem de fiecare dată. Aceste 3 ochiuri de lanț țin locul unui picioruș dublu și în interiorul acestui cerc vom lucra alte 2 piciorușe duble, cu grijă, în același timp ascunzând și această ață de început. O ascundem în lucru. Vedeți, o iau și pe ea. Avem un prim grup format din 3 piciorușe duble, pentru că primele 3 ochiuri de lanț țin locul unui picioruș dublu. Continuăm. Croșetăm 2 ochiuri de lanț și tot în acest cerc vom lucra un alt grup asemănător, 3 piciorușe duble. Aici. Două ochiuri de lanț, un alt grup, adică 3 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și ultimul grup de la acest rând. Un picioruș dublu, al doilea, al treilea. Și iată cum vom încheia fiecare rând. Două ochiuri de lanț. Am început cu 3 ochiuri de lanț, v-am spus că țin locul unui picioruș dublu, numărând de jos în sus, 1, 2, în al treilea, înfigem croșeta și facem un punct alunecat. Și iată și secretul. Va trebui să ajungă cu firul, cu croșeta, în această porțiune, în acest spațiu. Introduc croșeta în ochiul aferent celui de-al doilea picioruș dublu, punct alunecat. Introduc croșeta în ochiul aferent celui de-al treilea picioruș dublu din grup, punct alunecat. Și un alt punct alunecat în acest spațiu. Deci, foarte explicit. Foarte, da, explicit. Regula de aur este, deocamdată, punct alunecat până când ajungem în colț. Ce fac alte doamne? Încep alt rând cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și apoi fac 2 ochiuri de lanț ca să ajungă la primul colț. Și la un moment dat o să vedem cum lucrătura o ia ori în dreapta, ori în stânga. Adică este în câș pe, cum să pe românește. Exact. Și, citeam, am văzut că ai afișat și tu din, da, comentarii și salutăm doamnele care s-au alăturat ulterior. Vă pupăm și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru că avem foarte multe surprize. Dar acum o să trecem la cel de-al doilea truc, da? Încă 2 minuțele de teorie și apoi să fie paranghelie. Da, păi fără teorie nu se poate. Care țin locul unui picioruș dublu, aici o să vină primul colț. Iar întotdeauna în colțuri o să avem 2 grupuri a câte 3 piciorușe duble despărțite de 2 ochiuri de lanț. Continuăm. 2 ochiuri de lanț și ajungem la următorul colț. Și vom croșeta din nou 3 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe duble în același spațiu. Acesta este cel de-al doilea colț. 2 ochiuri de lanț și ajungem la al treilea colț. Două ochiuri de lanț, ajungem la ultimul colț. Și iată cum vom încheia rândul. Două ochiuri de lanț,
Am început cu trei ochiuri de nas, v-am spus că țin locul unui picioruș dublu, numărând de jos în sus, 1, 2, în al treilea de sus, înfigem croșeta și facem un punct alunecat. Și așa arată cel de-al doilea rând, pătratul nostru începe să se formeze. Ați văzut că am aici două ochiuri de lanț despărțitoare, iar pe laturi tot două ochiuri de lanț. De obicei, în tutoriale găsiți aici trei ochiuri de lanț și aici două ochiuri de lanț, sau aici două și în partea aceasta pe latură un singur ochi de lanț. Și credeți-mă că dacă o să faceți așa, atunci lucrătura voastră va arăta și o să vă inserez o poză. Așadar, secretul nostru constă în faptul că la colțuri întotdeauna grupurile vor fi despărțite de câte două ochiuri de lanț, iar pe latură, pe fiecare latură, pentru că avem patru, grupurile vor fi despărțite tot de câte două ochiuri de lanț. Iar păturica noastră o să crească, pentru că noi vom adăuga noi grupuri de fiecare dată. Sper că aceste informații v-au fost de folos și vă doresc spor la lucru. Deci, fetelor, ați înțeles? Doi pași înainte și doi înapoi. Ca așa e hora pe la noi, da? Deci... Eu am filmat ieri mai mult, dar nu puteam să pun aici foarte multe minute și mâine la ora 17 o să apară la mine pe canal un tutorial mai amplu. Și o să vedeți acolo, cine n-a înțeles aici, cu siguranță va înțelege din tutorialul de mâine. Da, sunt foarte multe felicitări. Mulțumim fetelor, mulțumim. Am văzut o întrebare mai sus. Aș de la Ștefan. Da. De la Ștefania Ion, care ne întreba că dacă lucrăm dintr-un fir mai gros, și am mai primit de foarte multe ori întrebarea asta, dacă schimbăm firul și lucrăm cu un fir mai gros, tot cu același număr de ochiuri începem? Nu, nu, fetelor. Eu v-am spus în tutorial, ea se referea la halate, că ea o să lucreze din Softy Plus, nu din Softy halatul. Eu vă spun în tutorial ce lățime are halatul. Știu sigur asta că v-am spus. Faceți un eșantion și vedeți câte ochiuri vă intră în acea lățime. Sau dacă nu, dacă voi aveți altă mărime, pur și simplu scrie pe etichetă câte ochiuri intră în 10 cm. Voi vă măsurați de jur împrejur și vedeți care este circumferința voastră. Mai luați în considerare că el vine și parte peste parte și calculați în funcție de asta, da? Fiecare fir trebuie adaptat la dimensiunile voastre, da? Trebuie recalculate toate calculele, toate momentele astea. Da. Vreau să spun, o să pun încă o dată această poză. Da. Pentru bordură, la mine pe canal, găsiți un tutorial, exact așa se numește, cum transformați o pătură simplă cu ajutorul unei borduri de mare efect. Dacă scrieți la search pe YouTube la mine la videoclipuri bordură, imediat vă duce către acest tutorial. Pentru că eram sigură, am primit chiar acum pe Messenger, mă întreba de bordură și am vrut să fac asta. Da, intrați pe canalul Claudiei, pentru că ea are foarte multe secrete și foarte multe trucuri. Și v-am mai spus, fetelor, în momentul în care nu găsiți un tutorial sau așa, pur și simplu apăsați pe numele canalului, există sub fiecare videoclip. Tutoriale handmade by Claudia Popliceanu sau Violeta. Apăsați pe nume și vă duce pe prima pagină. Și acolo aveți toate videoclipurile și aveți teorie nene cât cuprinde. Puteți să faceți orice cu teoria pe care o prezentăm. Dar secretul este că da, trebuie să aveți răbdare să urmăriți și să fiți atente, că eu știu că de multe ori e mai ușor să întrebi pe cineva, dar poate acel cineva nu are timp să-ți răspundă în secunda aia și decât să stai tu să aștepți și să pierzi vremea, intre pe YouTube și găsești orice informație foarte rapid, foarte, foarte rapid. Nici nu e cazul să mai... Mai am o poză aici salvată. Viu, am arătat poza aceasta, hai că o pun acum. Nu, n-ai arătat-o, nu. N-am arătat-o, exact așa erau pregătite. Deci erau pregătite iepurașii și cu păturica și când m-a sunat că vine să ia pachetul, deci crede-mă, mi-era așa să-i dau în momentul în care ne termin jucăria, nu știu, parcă îmi sunt tare dragi. Da, tu le ai și un mod de prezentare foarte deosebit. Întrebau fetele de unde poate să ia cutii. Fetele, cutiuța asta, Claudie, eu i-am dat-o.
Dar eu v-am arătat în live că am cutii, n-am apucat să le fac poze, o să le încarc și în albume. Am cutii de carton și o să încerc să aduc și mai mari, că m-a rugat Claudia să mai aduc și cutii de cadou mai mari și o să căutăm și o să aducem, pentru că știu că foarte multe dintre voi vreți să le folosiți pentru proiectele voastre și într-adevăr e o lipsă pe piață de așa ceva. Așa că rezolvăm, după Paște le rezolvăm pe toate. Da. Eu știi ce să faci? Tu ai arătat în live, dar le-ai arătat așa, știi? Ai mers pe lângă rafie. Da. Să le dai, adică undeva în față ca să le vadă mult mai da, bine. Da, o să le arăt eu mai în detaliu. O să fac și room tour. N-am apucat fetelor săptămâna asta, da. Știu că m-am promis, dar au fost destul de aglomerate, o perioadă destul de aglomerată. Acum suntem deja pe linie, vedem luminița de la capătul tunelului cât de cât. Și da. În contextul ăsta vreau să vă reamintesc că n-am apucat să menționez mai sus și era programat aici. Și am lansat un concurs care are termen de 1 iulie, în care eu v-am spus că o să, cu ocazia împlinirii celor 30.000 de abonați, pentru fetele care o să-mi trimită poze cu proiecte lucrate după tehnica prezentată în penultimul tutorial al meu, cu ochiuri pe față, ochiuri pe dos și cu șnurul aplicat, da, este un concurs acolo, eu o să mai republic acel mesaj pe Facebook. Fetele deja s-au apucat de treabă. Vă reamintesc că termenul pentru concurs este 1 iulie, până atunci puteți să trimiteți pozele, iar ca și premiu o să fie două premii. Unul pentru un premiu o să fie extras, da, prin la sorți, prin extragere normală. Norocos, iar un premiu îl voi acorda eu ca și un proiect care îmi va pica cel mai mult la suflet, da? Acolo o să-mi permit să fiu subiectivă, da? Și voiam să vă arăt că fetele deja s-au apucat să lucreze cu tehnica asta, cu ochiuri pe față, ochiuri pe dos, și ați învățat și șmecheria de la Claudia cu foaia de matematică, cum să vă scrieți ochiurile, care sunt pe față, care sunt pe dos. Și ia uitați-vă o începătoare ce idee a avut și vreau să vă arăt cât de ingenioasă, cât de simplă și cât de frumoasă. Și este o începătoare. Felicitări foarte multe, Diana Neagu, uitați-vă și poza. Deci este poză de catalog asta. Este poză de catalog, ia uitați-vă. Cu caietelul în dreapta și a notat foarte frumos Diana care sunt ochiurile pe dos, pătrățele goale sunt ochiuri pe față și uitați-vă replica reprodusă în tricotaj. Vă dați seama că puteți să faceți orice desen vreți voi. Orice desen. Și dacă vă aduceți aminte, bunicile noastre când țeseau covoare, foloseau aceeași tehnică. Eu țin minte și acum că și acum bunica mea are machete cu trandafiri desenați pe foaie de matematică. Foaie de matematică, da? Așa că uitați că sunt niște soluții la îndemâna oricui. Iar noi suntem aici ca să vă dăm idei. Și de asta vă spunem să vă notați pe agenduță, pentru că informația prezentată și anterior de Claudia cu pătratul bunicii, eu nu am găsit-o nicăieri. Eu nu am găsit-o și într-adevăr eu am lucrat o singură pătură cu această tehnică și a ajuns la gunoi. Pentru că mie dacă nu-mi place, da, nu. Străgeam lucrătura. Da, ne întreabă cineva la fața de masă câte gheme trebuie. Eu nu am croșetat până acum o față de masă și nu știu ce să vă răspund, tu știi. Păi depinde și de dimensiune, că dacă e de 1 metru pe metru e una, dacă e de 3 pe 3 e altceva. Da, depinde și cât este de mare. O să ne interesăm și într-o emisiune o să facem o precizare. Vă pupăm. Păi, eu cred că, uite, am aici o idee pentru doamna cu fața de masă. Da. Dacă dumneavoastră croșetați, eu presupun că ați mai croșetat până acum alte proiecte, da? Ia gândiți-vă, dacă ați făcut un tricou sau o bluză care are 50 pe 50, da? Și ați văzut câte gheme vă intră și vedeți cât cam ce dimensiune trebuie să fie fața de masă. Faceți un calcul matematic. Dacă la o bluză v-a intrat, nu știu, 10 gheme și ați făcut din două părți, să zicem că v-a ieșit un metru de stofă, ca să zic așa, înseamnă că pentru o față de masă calculați echivalentul. Nu aveți un metru pătrat, aveți 2 metri, 3 metri, 4 metri pătrați. Da, doar așa. Depinde și de model, dacă este încărcat, da, cu găurele. Depinde, foarte, foarte multe aspecte, da? Singurul sfătuitor și cel mai bun sfătuitor pentru fiecare dintre voi sunteți voi înșivă. Pentru că voi știți cu ce tensiune lucrați.
Și nu degeaba, eu toate proiectele mi le trec pe agenda. Vă treceți, am lucrat cu Fir, Diva, atâtea geme, codul ăla, Andrele numărul, croșeta exact. Numărul, am consumat atâtea grame. Credeți-mă că numai voi puteți să vă dați seama. După aia știi, uite-mă la bluza asta, mi-a intrat atât. La cardiganul ăsta mi-a intrat atât, da? Ca să nu mai stați să întrebați în dreapta și în stânga și să căutați pe toate... Apropo, da? Uite, toate bluzițele pe care eu le-am lucrat, le pun în folie cu modelul și cu explicații, da? Cu câte ochiuri am început, cu câte piciorușe duble am început și așa am zeci de foițe. Pentru că vă dați seama, sunt momente în care, Vio, dacă mă crezi, eu nici nu mai știu cum se face modelul respectiv. Exact. Nu vreau să-mi încarc creierul. Adică fac modelul, iar apoi nu vreau să mă opresc și să-l învăț cap, coadă, tot. Pentru că în mintea mea trebuie să am lejeritate. Pe urmă vor veni alte modele, alte bluzițe. Și cred că aș înnebuni dacă n-aș face... Adică la mine totul este organizat. Scheme, carnețele și toate cele. Da, și apropo de organizarea timpului, să știți că este un truc psihologic acesta. Eu l-am citit în mai multe cărți de genul ăsta. În momentul în care tu îți transpui gândurile pe hârtie, se eliberează mintea și poți să lucrezi mai eficient, da? De asta vă recomandăm întotdeauna, făceți-vă un plan pe săptămână, pe lună, pe zi, pe cum vreți voi, dar să le aveți. Și în momentul în care le-ați trecut pe hârtie, mă, ce am de făcut? 1, 2, 3, 4, 5, mintea se eliberează. Și voi aveți timp și aveți spațiu, pentru că și mintea noastră e ca un hard, dacă știți ce e ăla, care are o anumită capacitate și nu poate să acumuleze așa de multe informații și trebuie eliberat, câteodată mai ștergeți tot ce e în plus pe acolo, da? Mai ștergeți și aruncați la gunoi. Dar asta este o soluție foarte bună. V-ați scris pe caiet, v-ați eliberat și gata, știi că eu mi-am scris, pot să nu mă gândesc la asta, da? Pe uite, fii atent, acum mă uitam în căsuța în care depozitez eu, câte foi și câte... Uite, asta este la bluzița Diva. Deci nu acum altfel. Dacă vreau peste 3 ani să lucrez bluzița, păi credeți că mai țin eu minte? Nu mai țin minte la cât de mult lucrez eu și atunci mă uit pe foaie și văd toate detaliile. Păi și eu de multe ori mă trezesc că eu am mai multe caiete, agende de când am început să lucrez și să și filmez tutoriale, îmi notez tot, aproximativ tot. Și mă uitam, acum am găsit agenda veche de an trecut de vară, că mă uitam că am făcut niște bluzițe de care am și uitat și era așa de scris, clar scris acolo că gata, știu cum se face, mi-am adus aminte instant, câte ochiuri, câte așa, e altceva, da? Exact. Da. Mă uitam la comentariul Mihaelei. De ce nu propui un concurs de pături croșetate? Să știi că m-am gândit foarte mult la un concurs și o să lansez în curând, după Paște, un concurs. Încă mă mai gândesc la anumite aspecte, pentru că dacă Viu a ridicat așa ștacheta, deci ceva wow, eu nu pot să vin cu ceva blea, trebuie să fiu și eu la înălțime, nu? Păi da, noi suntem ori noastră un nivel, ori ce facem aici? Vreau să vă provoc și să încercați să vă autodepășiți. Exact cum a încercat Viu acum, adică e concurs nene, dar trebuie să demonstrez că, uite, poți și că meriți. Despre exact. Asta este, da? Da. Despre asta este. Și vreau cu ocazia asta să vă și motivez, sau nu neapărat să vă motivez, ci să vă îndemn să fiți mai creative și să vă folosiți imaginația voastră, nu doar să... preluați o idee de undeva, ci pur și simplu să folosiți imaginația voastră și să vedeți cât de distractiv este, da? Pe mine nu mă interesează că sunteți abonată la pagina, că nu sunteți, că mi-ați dat like, că nu mi-ați dat like. Astea sunt așa pentru alte categorii de vloggeri. Dar eu vreau într-adevăr să văd că oamenii învață. Noi asta vrem să facem aici. Să vedem că voi învățați, că vă preluați niște idei, le gândiți voi așa cu mintea voastră creativă și avem niște doamne foarte creative, pentru că revin la videoclipul de la începutul acestei emisiuni al Floricăi Maxim, omul creativ, ați văzut cum are ea curtea aranjată? Păi, stai omul creativ. Să vezi cascada, dacă vezi cascada... Fenomenal. Se manifestă în toate felurile și în toate domeniile și în toate. Încercați să fiți creative, încercați să veniți voi cu idei noi.
E foarte frumos să te uiți după un tutorial, să copiezi pas cu pas, dar fiecare proiect trebuie să conțină o parte din sufletelul vostru și o parte din imaginația voastră, da? Că nu tot ce se copiază este chiar așa de grozav. Știi ce mă bucur da. Cel mai mult? În momentul în care primesc poze, zice, uite, am folosit modelul tău, dar am făcut și chestia asta. Sau am folosit tutorialul. Tutorialul este cap-coadă, adică bluza, eu am făcut-o așa, zice, dar eu i-am făcut la spate nu știu ce, sau pe margine i-am făcut nu știu cum. Deci nu am întâlnit, deci sincer, foarte puține fete respectă, adică cap-coadă tutorialul și eu nu mă supăr. Deci lăsați-vă imaginația așa la liber. Da. Am comentariul lui Ana Camelia. Sunteți fantastice, chestia cu modele notate și păstrate etalonate, etaloanele, este genială. Voi știți că Ana Camelia este corespondentul nostru oficial din Dorohoi? Da. Aflați acum. Și suntem în căutare și de alți corespondenți. Da, căutăm corespondenți nu doar în țară, dar și în afara țării. Și în afara țării, exact. Ce nu știți voi despre Ana Camelia, și o să vă spun eu acum, este că pe lângă faptul că este o doamnă foarte talentată, care croșetează, care tricotează, este și profesor de chitară și conduce un grup de folk. Grup de folk. Foarte drăguț. Și am rugat-o pentru că a fost acum două zile, a fost târgul de Paști de la Dorohoi. Am rugat-o să intre așa în spiritul sărbătorii și să ne trimită cadre, imagini și videoclipuri, astfel încât să ne bucurăm și noi de frumusețea acelui eveniment. Și am făcut un mic montaj și o să-i dau drumul chiar acum. Vă invit. Abia aștept să-l văd. Vă transmit de la Dorohoi pentru emisiunea Vise împletite. De la târgul de Paști. Uitați păpușile mele, mă numesc Ana Camelia. Din orașul Dorohoi, primăria Dorohoi. Uitați ce frumos e la noi. O frumusețe. Catedrala.
Mulțumim, Ana Camelia, pentru aceste imagini și ai devenit oficial începând de astăzi corespondentul nostru oficial din Dorohoi. Fetelor, dacă vreți să vă alăturați echipei noastre de vise împletite, să știți că lista este deschisă și dacă doriți să ne trimiteți imagini din orașele voastre cu evenimente frumoase, speciale care se întâmplă acolo, suntem mai mult decât fericite să o faceți asta și ne gândim așa că ne unim și mai mult și formăm o familie și mai frumoasă. Și uite că mi-a plăcut mesajul Mihaele, că și ea este în Dorohoi, dar este acum în Brescia din cauza acestei pandemii. Foarte multe persoane sunt departe de casă și poate le-ar fi dor să-și vadă orașul natal. Așa că, fetelor, dacă sunteți dispuse să faceți câteva cadre din orașele voastre pe care noi să le inserăm în această emisiune fiecare vineri, vă așteptăm cu mare drag. Iar Claudia o să vă dea indicații cum să faceți filmările. Da. Neapărat filmările, deci trebuie să filmați pe orizontală, astfel încât să pot să pun eu în editorul meu, adică să țineți așa telefonul, da? Nu așa în picioare, așa pe orizontală. Și v-aș fi profund recunoscătoare dacă și pozele le-aș face la fel, pentru că mi-ar fi mult mai ușor și ar umple tot ecranul. Și ne-am bucurat foarte mult. Puteți să ne trimiteți pe adresa oficială a emisiunii vise împletite cu Vio și Clau cu punct între, am afișat-o acum, @gmail.com, și vă sfătuiesc că când faceți asta, pentru că sunt fișiere mari, să încercați să trimiteți prin wetransfer.com. Și o să scriu eu acum, ca să fie mult mai ușor de înțeles, deci www.wetransfer.com. Uitați, afișez. Puteți transfera videoclipuri. Dacă faceți un print screen. O secundă, că nu știu eu ce am făcut. Gata. Nu e nicio grabă, Clau, ia-o ușor. Noi nu avem regizor, cameramani, asistenți, fete de la machiaj. Noi facem de toate. Tot cu cap-coadă. Deci intrați pe acest site, accesați varianta free, adică varianta gratuită, și absolut totul acolo, puneți mail-ul vostru, mail-ul emisiunii și băgați și videoclipuri și fotografii, noi le primim și o să facem montaje. Și ați văzut cât de frumos, deci pentru o clipă chiar m-am simțit, deci am uitat că suntem în perioada asta, că există încă pandemie. A fost ca o gură de oxigen. Și apropo de asta, astăzi s-au împlinit 168 de ani de când există orașul în care m-am născut eu, Oltenița. Și am văzut un videoclip care m-a emoționat. Cei de la primărie au făcut niște montaje și au chemat în sala de zi de festivități mai multe formații, artiști care s-au născut în Oltenița, au intrat în direct și au felicitat. Deci a fost super, super frumos. Și panorama deasupra orașului, se văd lalelele, se vede turnul de apă. Deci abia aștept să ajung și pe bune o să fiu și eu corespondent pentru emisiunea asta. Da, hai că te angajăm. Ai trecut, Da, uite, Mihaela Marian ne spune că o să ne trimite imagini din Brescia. Da, așteptăm imagini din orașele în care sunteți, dacă se întâmplă evenimente, târguri frumoase sau pur și simplu chiar o plimbare prin oraș, suntem mai mult decât bucuroase să facem o călătorie virtuală, dar atât de caldă și atât de frumoasă prin. Dar obligatoriu să menționați că sunteți corespondentul pentru vise împletite, da? Ca să nu ne fure nimeni imaginile. Cum a făcut-o Ana Camelia, că e corespondent pentru vise împletite. Da. Oana Dia ne scrie: sunt superbe păpușile tale, Ana Camelia. Da, sunt absolut superbe, pentru că Ana Camelia a fost și expozant acolo. Gina zice că se înscrie în concurs. Sigur. Frumoase evenimente și imagini de la Dorohoi. Felicitări, Ana Camelia. Ce oameni talentați avem, minunat. Mulțumim, doamna. Exact. Felicitări, Ana Camelia, emoționant, exact cum am spus și noi, mulțumim, Ana Camelia. Într-adevăr, eu m-am simțit ca acasă, așa. Da. Da, da. Și mi-a plăcut, uitați, și aici este primăria, au fost mai multe cadre, dar nu era foarte, adică era mișcată puțin imaginea și am mai scurtat eu. Și când am văzut acolo și catedrala, foarte frumos, foarte frumos. Uite o întrebare pentru tine, Vio. Da, am văzut că la modelul raclanul anatomic trebuie să fie modele geometrice. Nu!
orice model, aveți așa doar să aveți tehnica folosită cu ochiuri pe față, ochiuri pe dos și aplicarea unui produs croșetat pe peste unul tricotat. Deci astea sunt cele două condiții. În rest, puteți să faceți ce vreți voi. Orice piesă vestimentară, orice alternanță de forme, poate să fie și flori, și fluturi, și animale, ce vreți voi, nu contează. Nu contează. Da, uite ce ne scrie Cristina. Eu am făcut o bluză din Alize Diva Silk Effect și din greșeală am ajuns să fac ochiuri pe dos și așa am terminat-o în mici scheme geometrice. Da, ea, da, și mai jos cred că scrie ea că dar nu m-am înscris în concurs. Trimiteți-mi poze, vă rog eu, pe Facebook, în privat. De ce să nu vă înscriți în concurs? Concursul se desfășoară până la 1 iulie, eu accept poze în care se folosește această tehnică. Dar atenție, dacă nu aveți chestie croșetată pe bluză, nu intră, da? Deci asta e, că sunt două condiții. Trebuie să respectați acolo. Da. Și... Mirela Moldoveanu ne salută din Irlanda. Acum a apărut cam târziu. Nu e nicio problemă, te uiți la ce ai ratat pe urmă în reluare, o să fie disponibilă înregistrare. Exact. Iulia ne felicită pentru primul corespondent al acestei frumoase emisiuni. Mulțumim din suflet. Iulia, știi ce a făcut? Are un cățeluș micu și frumos, Olaf îl cheamă, și tot timpul vrea afară, dar când iese Olaf afară, să știi că nu mai intră 3 ore. Și în seara asta l-a trimis pe soțul ei, astfel încât să poată să fie prezentă. Olaf este numele din desenul animat, dacă nu mă înșel, cu Frozen. Da. Irina ne scrie: Hei, bună seara, doamne minunate. Aceste emisiuni sunt balsam pentru suflet, ne bucurăm din suflet. Acesta este și scopul. Mulțumesc din inimă și să aveți o primăvară minunată. Vă mulțumim. Exact, da. Și vreau să vă reamintesc, fetelor, că săptămâna viitoare, fiind Vinerea Mare, noi nu o să avem emisiune. Următoarea emisiune o să fie pe data de 7 mai. Așa că spor la pregătirea acolo ce faceți voi pentru Paște. În timpul ăsta noi cu Claudia pregătim cutia lunii mai și avem multe alte proiecte care se desfășoară în afara, sau să zicem așa, în spatele camerelor. Dar nu ne pierdeți, pentru că o să încercăm să intrăm la cafele, o să încercăm să intrăm în live-uri, vedem noi. Nu dispărem așa cu totul, doar că nu o să mai fie emisiunea vinerea viitoare. Da. Tu vii, o mai publici un tutorial ceva, eu nu mai am. Săptămâna viitoare nu cred, e marți, nu cred că mai reușesc, acum fiind și Duminica Floriilor, când să mai fac și eu. Nu. Săptămâna viitoare nu cred că o să mai public niciun tutorial, după Paște o să reiau toate astea. Oricum, eu săptămâna viitoare filmez pentru următoarele, așa că nu stau nicio clipă, eu n-am timp de răgaz. Da. Ne scrie și Steliana că așteaptă cutia lunii mai. Da. Este în pregătire, mai avem, mai așteptăm încă produse pentru ea. V-am mai spus chestia asta, fetelor, undeva între 7 și 10 mai o să începe să plece cutiile, cam atunci. Da, cam atunci o să înceapă să plece și nu o să plece nicio cutie fără ca să fiți anunțate în prealabil. Da? Oricum o să luăm legătura înainte și o să stabilim toate detaliile. Vio, când ai spus că o să publici... Da, săptămâna viitoare să fie unboxing-ul pe aprilie. Da. Deci o să am video pe canal. Dar nu știu dacă reușesc până marți. Hai că văd cum fac. Da. Și o să ne arăți acolo în videoclip ce a conținut cutia lunii aprilie. Și pe aprilie deja am și o poză cu un proiect terminat. Apropo, fetelor, eu vă rog foarte mult, dacă lucrați ceva din cutiile lunilor lansate, până acum avem martie și aprilie, să ne trimiteți poze, vă rog eu mult, cu ce ați executat, ca să o să facem și o prezentare de produs în acest sens. Și de asemenea ne repetăm pozele să fie cât de cât făcute ok și respectând anumite condiții. Da. Uite, Mădălina o să devină corespondent de la Viena. Mâine o să ne trimită o călătorie prin Parcul Prater. Păi, ai acolo ce să vezi la Viena? Mădălina, da. Noi? Faceți niște filmări așa frumos. Încercați să mișcați telefonul foarte, foarte încet și să nu aveți pe mână un rucsac, genți, da? Încercați să mișcați telefonul încet și cum va arăta Claudia să fie pe verticală, orizontală. Da, și mișcați telefonul foarte, foarte încet ca să nu fie imaginile sărite, da? Și printre astea mai faceți și niște poze, că la montaj vedem noi cum le aranjăm ca să fie, da, să fie ok. Cine are băț dintre acela de selfie, este perfect. Da, că ai da. Stabilitate în mână, deci este perfect. Sau mai e o chestie care se pune pe spate la telefon, tot la fel, dar cred că ăla
da, ăla-i ca să fie în fața ta, nu merge. Nu da. Merge. Da, uite, da. Fetele, deja îți transmit la mulți ani pentru duminică, pentru că mulțumesc. Sărbătoare importantă. Da, deci weekendul ăsta nu lucrez eu. Astăzi am răspuns la mesajele de ieri. Așa că luni mai o să mai preiau mesaje, că mâine am și eu alte treburi. Na. Cu avem chestii. Multe floricele, foarte multe floricele. Foarte, foarte multe floricele. Avem o surpriză pentru voi, așa că stați până la final. Nu, așa, mai așteptăm întrebări, fetelor, dacă mai avem puțin timp. Cine mai are întrebări legate de orice, de orice vreți voi? Lumea a început să... la mulți ani, la mulți ani cu sănătate, dragă Vio. A început la mulți ani. Mulțumesc, deci voi deja aveți chef de sărbătoare, ce să mai, da. Ce emisiune, ce... Că... Ia spune-ne, ce o să faci duminică de ziua ta? Mă, nu m-am gândit încă, că sincer săptămâna asta n-am avut timp să mă gândesc. Mâine o să decid ce fac duminică. Deci nu ți-ai pregătit nimic. Păi ce să pregătesc? Așa în celelalte dăți, în alți ani, când era lumea altfel, mai făceam programări, dar acum, dacă nu știam cum e situația, nu mi-am planificat și nici evit să fac petreceri cu foarte multe persoane ca să nu existe discuții. Hai, lasă, da. o să revenim cât de cât la normal începând cu 1 iunie. Uite, Florentina ne spune că de Florie este în drum spre țară, așa că vă ne urează de pe acum sănătate, fericire și toată lumea să trăiască cu numele. Da. Spune la mulți ani, Vio, cu ocazia floriilor. Mulțumim. Uite, toată lumea spune de azi pentru că doresc să fie primele care îți urează tot binele din... Păi eu să iubesc puțin așa. Și Florica Maxim, la mulți ani frumos și binecuvântați, Violeta, și tuturor doamnelor care se sărbează duminică, inclusiv mie, la mulți ani, Florica, și pe 27 este și ziua ta de naștere, la mulți ani de două ori. Să fii sănătoasă, inspirată. Iau, de câte sărbători, Florica, bravo, felicitări. Ce bunătături pregătim de Paști? Eu nu pregătesc nimic, mama mea pregătește. Pentru că vom petrece Paștele acolo, așa este frumos, în familie. Și abia aștept să mănânc din ceea ce pregătește. Da, și la mine, și la mine. În mare parte preiau alte rude pregătirea. Eu caut acum o rețetă de chec foarte bună. Vreau să fac un chec foarte ușor la desert. Cu cozonacul nu prea sunt fan cozonac. Pot să mănânc o singură felie și nici nu mă omor foarte tare să... Cozonacul îți place cald? Mie îmi place atunci când îl scoate din cuptor. De obicei, face atunci doi cozonac și mai face a doua zi. Pentru că a doua zi nu mai rămâne pentru a doua zi nimic. Îmi place cald. Da. Nu prea sunt. Vreau să fac un chec și caut o rețetă de chec cu lămâie, ceva ușor. Și bineînțeles că la noi în Moldova se face pască sărată, adică cu brânză sărată. Se face o cocă, un aluat din pâine și se umple, se face o cruce pe mijloc și se umple cu brânză sărată, ceea ce este foarte, foarte bun. Brânză dulce cu stafide? Brânză sărată, da. Este pâine, practic e o pâine care se umple cu brânză. Da. Bun. Da. Nu am brânză sărată. Și da. Și asta o să fac, cred că fac doar pasca asta sărată și chec și miel, normal, fără miel nu există Paște. Eu vreau să fac și tiramisu, pentru că ai dat de gust tiramisu. Da, deci am avut o poftă săptămâna aceasta și am zis fie ce o fi, decât să mă culc și să visez noaptea tiramisu, mai bine îl fac. Și a ieșit o minunăție. Neapărat trebuie să repet acum de Paște. Uite, ne scrie Florica că azi serbește 33 de ani de căsnicie. Felicitări la mulți ani, mulți ani înainte să fii sărbători. Auzi, ți-a rămas gândul la tiramisu, ai servește, sărbătorește, dragă. Am zis, da, deci mie-mi e foame la ora asta. Da. Da, uite, Carmen, dacă de o săptămână se tot gândește la proiectul pentru concurs, am schimbat ideile una după alta, iar ce am acum în minte va fi ceva special. Sper să iasă cum visez. Mult succes, mult spor și eu sunt convinsă că o să iasă. Da. Ia auzi, încercați cozonac cu umplutură de brânză sărată. Eu cred că am mâncat în zona Moldovei se face așa ceva.
Cred că am mâncat ceva gen niște brânzoace în stilul ăsta cu cozonac cu brânză sărată. Așa, bun. Daniela, de la Daniela. Da, săptămâna viitoare nu mai avea. Ba nu, eu o să livrez firele în continuare. Adică nu, livrările în continuare. Spune-ne care este programul tău pentru magazin. Păi, magazinul o să funcționeze până vineri, nu cred că o să mai lucrez. Deci până joi o să expediez colete. Deci până joi inclusiv. Acum nu știu și programul cu curieratul, cu poșta cum este. Sincer că nu m-am interesat, dar cum lucrează ei, eu așa lucrez. Mai mult ca sigur, inclusiv vineri poșta lucrează, să știi, și curierii lucrează. Da, dar eu vineri nu cred că mai reușesc să ajung la poștă, sincer. Că, na. Adică până joi. Joi o să fie ultima zi de expediție și după aceea o să treacă Paștele și probabil că undeva de pe 5 o să reluăm expedițiile. Da, pentru comenzile de fire și toate cele, luni da, și marți, da, ar fi excelent dacă ți-ar da, ca să ai și da, timp să pregătești. Da, luni și marți, ca să am timp să prelucrez mesajele, pentru că vin foarte multe mesaje și de comenzi, dar în același timp mă și întreabă fetele de recomandări, de chestii și... Na, se adună acolo foarte multe pe care trebuie să le procesez și nu pot să trec peste ele și atunci se mă adună. Așa că lăsați-mi, da, primit firele, nu e nicio problemă. Voi să aveți timp să le lucrați da, și să le faceți. Da. Acum toată lumea este cu pregătirile pentru Paște, este aglomerarea peste tot în oraș. Da, deja săptămâna asta a fost nebunie, nebunie peste tot. Deci, nu știu. Haos, exact. Eu să știi că mănânc la fel și de Paște și în altă perioadă, nu prea sunt adeptă, adică cât mai multe mâncăruri, nu vreau să arunc absolut nimic, pentru că, exact, că sunt oameni care sunt foarte amărâți și atunci când fac mâncare, fac pentru ziua respectivă, cel mult pentru două zile și urăsc să arunc la coșul de gunoi. Parcă îmi stă așa, parcă am un gol în stomac sau îmi stă mâncarea în gât când mă gândesc că am ceva care nu e mâncat și trebuie să ajungă la coșul de gunoi. Exact, exact. Și nu are sens până la urmă că de ce sunt foarte multe cazuri să ajungi pe la spital cu indigestie, cu asta. Păi de ce să faci asta când poți să mănânci tot anul produsele respective, nu e musai să rămâne. Ce știri sunt în a doua zi de Paște, da? Cu toxi infecții de la spital. Ai văzut exact, și de Paște și de Crăciun? Exact, exact, da. Da, a scris Eliana că se speriase că nu-mi răspundeam eu. Nu, am foarte multe mesaje, nu e că nu se întâmplă absolut nimic, răspund tuturor. Dar uite, vă spun, eu aseară am stat până la ora 12, până la 12 noaptea și n-am reușit să răspund la toți ieri. N-am reușit pentru că erau foarte multe și na, cu unele doamne te mai întreabă de culori, te mai întreabă de fire, te mai întreabă și durează până ajungem la un compromis. Și dacă stai cu fiecare așa câte o jumătate de oră, na, vă gândiți-vă și voi câte ore are o zi. Da. Da, este foarte greu și pentru tine. Uite, mădă ne dă o rețetă de mâncare ușoară și foarte bună. Păi ia să o scrii pe adresa emisiunii, să rămână acolo o scrisă. Și noi chiar o punem și în practică. Exact, ia, bine pe adresă timp, chiar dacă sunt eu la dietă, tot am poftă de ceva dulce și o să-mi fac. Cu fetele aici, cu rețetele. Da, Florica ne invită la o felie de Kinder Maxi King pregătită de ea. Da, cum este aceasta? Cred că e un port ceva. Când aud Kinder, mă gândesc la felia de lapte, mă gândesc, cred că este... Exact așa se și numește, da, dacă este făcută în casă, bănuiesc că este mult mai sănătoasă. Da? Exact. Mi s-a făcut o foame, deci mi s-a făcut o foame, nu mai de. Bine. Haideți să un video de final. Avem, vreau să vă urez și eu tuturor la mulți ani pentru Flori, că vine duminică, este o zi specială, floricele noastre, și v-am pregătit o mică surpriză de final și să vă doresc o duminică liniștită, să nu vă pierdeți zâmbetul de pe buze și să nu uitați că femeile, indiferent de vârstă, sunt și rămân mereu niște floricele parfumate, indiferent de cum le cheamă, indiferent de, nu știu, de orice, da? Deci femeile și fetele sunt și rămân mereu niște floricele de la naștere și până la sfârșit. Așa că eu vă doresc multă sănătate, multă răbdare. Vă mulțumim pentru creațiile și pentru pozele care le trimiteți și
Vă așteptăm, vă așteptăm să fiți corespondenții noștri în diferite colțișoare ale lumii, ca să devenim o familie și mai mare și mai puternică. Da? Pentru că unde sunt mulți, puterea crește. La mulți ani, să fiți sănătoase! Mulțumesc, mulțumim tuturor pentru urări, pentru felicitări. Vă dorim o seară frumoasă și vă lăsăm să admirați felicitarea pe care am pregătit-o pentru voi, pentru duminică, pentru Flori. Și să aveți un weekend cât mai productiv și săptămâna viitoare, atenție, cât gătiți, gătiți mai puțin și bun, ca să nu aruncați degeaba mâncarea, ci să savurați cu plăcere acele produse. O seară minunată! Beach.